În sala Iustin Moisescu, din cadrul ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc ieri seară tradiționala sărbare de Crăciun organizată de studenții Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. La eveniment a participat și înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de reprezentanții ai Universității Alexandru Ioan Cuza și profesorii Instituției de Învățământ Teologic. Sărbarea a reunit în sala ansamblului Mitropolitan cadre didactice, studenții ai facultății și familiile acestora, precum și reprezentanții ai Universității Alexandru Ioan Cuza. În cadrul evenimentului, grupurile corale și psaltice, formate din studenții diferitelor specializări ale facultății, au interpretat colinde și cântări închinate marelui praznic al nașterii Domnului. Colindele sunt atât de frumoase și adânci și îndărțătoare. O teologie profundă și accesibilă în același. Ce reprezintă nașterea Domnului? Sunt multe răspunsuri. M-aș lovi doar la câteva. Cel din tâi, din prima carte a Sfintei Scripturi, împlinirea făgăduinței. Când Dumnezeu care ne-a creat din iubire, a dorit să mântuiască pe om și a făgăduit întruparea Fiului lui Dumnezeu. Frumoasele colinde ne-au introdus în atmosfera sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului, a anului nou, o perioadă în care viața, probabil și cred că ar trebui, să aibă ritmuri mai așezate, mai apropiate de valorile creștine, mai apropiate de noi înșine, mai apropiate de ceilalți. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre calitățile creștinului. Creștinul să fie, cum l-a descris fericitul Augustin, care era și om bogat, și om cultivat, cât de cultivat, cunoscuse și puterea și plăcerea acestei lumi, a spus creștinul este cel care biruiește, iar biruitorul nu este cel care îl zdrobește pe celălalt, ci în diferite situații ale vieții se lasă răstignit și se roagă pentru cei care îl răstignesc. Aceasta este mărturisirea colindelor. Desigur, și noi, ca evrei de altă dată sau păgânii de altă dată, spun, nu se poate, este potriva logicii. Să crezi că puterea nu o deține cel puternic, și o deține pruncul, o deține ieslea, o deține robul, o deține cel care se luptă să-și viuiască de plința de a domina pe celălalt. Desigur, eu sunt de parte, probabil într-o oarecare măsură, suntem și noi de parte. Și chiar dacă suntem de parte de aceasta, este bine, în această perioadă de Crăciun, să ni se amintească de către copii că acolo, sau spre aceasta, ar trebui să tindem și să cerem iertare Dumnezeiescului prunc când suntem departe de ceea ce dorește El de la noi. Pe scenă au mai urcat membrii grupului psaltic Sfântul Ierarh Iosif Naniescu, Corala Universitas și Corul Ascor Iași.